Eu cu soția mea îmi păstrez căsătoria pe baza comunicării. Cel mai important lucru într-o căsătorie este comunicarea. Dacă îi spun, uite, îți dau 1 milion de euro, bine, n-am 1 milion de euro, nu mă puneți pe YouTube că am, că n-am. Dar dacă aș avea 1 milion de euro și spun, uite, dragă, îți dau 1 milion de euro și nu mai vorbim 3 luni, și ce spune? Dăm 10 lei, mâncăm o pâine cu un soare, dar vreau să vorbim. Pentru că o relație fără comunicare nu merge. Acum ați înțeles paralela care o fac. Sunt oameni care zic, auzi, eu dau la săraci 1000 de euro, fac orfelinate, fac cazile, fac orice, dar cu Dumnezeu zice, eu nu-s cu rugăciunea. Nu mai fă nimic, ce apucă-te de rugăciune. Pentru că o relație cu partenerul pe orizontală rezistă doar prin comunicare. La fel, o relație de legământ cu Dumnezeu rezistă doar prin comunicare. Dar vreau să nu fiți ca și cei mai mulți români care se roagă numai în necaz, numai când au o problemă. Dumnezeu nu-i pompier. Când îl chem numai când îmi ia casa foc și apoi următorii 5 ani nu mai am treabă cu pompierii. Dumnezeu trebuie să fie Domn și Mântuitor în viața mea. Păi dacă Dumnezeu e împăratul vieții mele, trebuie să vorbesc în fiecare zi cu împăratul. Doamne, ce vrei de la mine astăzi? Doamne, călăuzește-mă astăzi. Unde mă duc să fie harul Tău peste mine? Să înțeleg ce trebuie să fac astăzi. Foarte mulți români se roagă când sunt în boală. Îmi spunea cineva, domnul pastor, a spus că Dumnezeu e cu noi în spitale. Uite, sunt în spital și nu-i Dumnezeu cu mine. Unde e Dumnezeu, pastore? Și am zis, Dumnezeu e acolo unde l-a lăsat când erai sănătos, acolo. Uitați-vă, Daniel în groapa cu lei, îl are pe Dumnezeu cu el acolo, pentru că în afara gropii era Daniel cu Dumnezeu. În cuptorul cu foc, cei 3 tineri îl au pe Dumnezeu cu ei. Pentru că în afara cuptorului, în Valea Dura, au fost ei cu Dumnezeu. Ia-l pe Dumnezeu cât timp e sănătos cu tine și când o să fii bolnav, o să fie lângă tine. Ia-l pe Dumnezeu când e sus în viață, când toate smărg bine, când totul ți-e ok și când o să fii în faliment, o să coboare El lângă tine. Înțelegeți?